Romani 10, de la 9 la 17. În cinstea Domnului vă rog să vă ridicați. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura. Oricine crede în El nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Amin. De ceva săptămâni, am într-un mod foarte intens în inima mea preocupare pentru fenomenul acesta al secularizării bisericii. Cred că această profundă preocupare pe care o am în suflet vine din conștientizarea vremurilor extrem de dificile pe care le trăim și din înțelegerea faptului că biserica este pur și simplu prigonită. De aceea am încercat în ultimile predici, în mod tangențial este adevărat, să vorbesc puțin despre lucrul acesta și am făcut o afirmație pe care o să o mai repet de câteva ori în cele câteva predici care vor avea legătură cu ceea ce tocmai am spus. Ultima predică pe care am ținut-o a vorbit despre faptul că biserica trebuie să evangelizeze lumea, altfel lumea va seculariza biserica. Astăzi o să predic de ce biserica trebuie să evangelizeze lumea. Mă gândesc că, pe de o parte, întrebarea este inutilă pentru niște oameni născuți din nou, însă experiența mea m-a făcut să cred că nu este inutilă. Încă o dată o să fac afirmația aceasta, care este un fel de motou. Dumnezeu a încredințat bisericii misiunea să evangelizeze lumea, dar diavolul a încredințat lumii misiunea să secularizeze biserica. Și unul dintre cei doi va câștiga. Noi știm cine va câștiga. Va câștiga Dumnezeu, va câștiga Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul! Misiunea și vocația bisericii, scopul ei pe pământ, care justifică existența ei, este să evangelizeze. De ce biserica trebuie să evangelizeze? În urma căderii inițiale în păcat, prin Adam și Eva, au existat consecințe absolut devastatoare. Una dintre aceste consecințe este faptul că s-au conturat trei instanțe care luptă împotriva lui Dumnezeu și a poporului său. Prima instanță este Satana și îngerii lui. Dumnezeu a pierdut o treime dintre îngeri și l-a pierdut pe cel mai proeminent dintre îngeri, pe care îl cheamă Lucifer. Apoi o a doua instanță este firea pământească, adică este natura coruptă a omului, sau mai bine zis, este carnea, instinctele cărnii. Dumnezeu l-a pierdut pe om când Eva și Adam au păcătuit, pentru că omul și-a stricat și inima și mintea, îndepărtându-se de Dumnezeu și îndepărtându-se de tot ce este dumnezeesc. Și a treia instanță este lumea. Lumea formată din oameni decăzuți au format un sistem babelic la turnul Babel. Acest sistem și-a propus să concureze cu Dumnezeu, să fie ca Dumnezeu și să-L subordoneze pe Dumnezeu. Atunci când pronunțăm cuvântul lume într-un context biblic, se cade să menționăm că are cel puțin două conotații, două înțelesuri. Primul înțeles este faptul că lumea este un sistem ideologic. Ideologic înseamnă un sistem de idei. Ideologie înseamnă o mentalitate, o părere, o idee.
Lumea este un sistem ideologic babelic. Îl urăște pe Dumnezeu și luptă împotriva lui Dumnezeu și împotriva sfințeniei sale. Vreau să vă spun că tot ce se întâmplă astăzi în lume, sub ochii noștri consternați și mirați, nu este altceva decât ideea declarată, intenția declarată a lumii păgâne să distrugă biserica, să distrugă familia, să distrugă creștinismul și tot ce are legătură cu el. În mod declarat vor să facă asta, explicit, nu ascuns. Au fost cândva în closet ascunși, acum nu mai sunt ascunși. Pur și simplu declară că vor să distrugă creștinismul. Implicațiile sunt uriașe. Problema în sine este extrem de complicată și are nuanțe filozofice adânci. Însă, vreau să mai spun că lumea nu are doar înțelesul de sistem ideologic, sistem de idei, de mentalități, sistem filozofic, ci vreau să spun că lumea este și un sistem în care trăiesc oameni. Oameni care trăiesc în mod conștient și voluntar, în acest sistem babelic, se subordonează lui, mai mult sau mai puțin, și luptă pentru a-i împlini obiectivele acestui sistem. La acest act de trădare și de răzvrătire a omului căzut, ciudat, inexplicabil, Dumnezeu a reacționat cu iubire, începând cu Adam și Eva, care l-au trădat pe Dumnezeu. Noi ne supărăm când ne trădează cineva. Soțul, soția divorțează dacă partenerul este infidel. Însă asistăm totuși la o excepție. Dumnezeu a asistat la infidelitatea omului pe care l-a creat și totuși n-a divorțat de el. Chiar dacă l-a pedepsit îndepărtându-l din prezența sa, a pus la cale un plan, mai întâi proiectându-l, apoi realizându-l și apoi aplicându-l. L-a proiectat Tatăl, l-a realizat Fiul și l-a aplicat Duhul Sfânt. Și noi astăzi suntem mântuiți pentru că Dumnezeu a suportat să fie trădat de noi, ne-a iubit când meritam să ne pedepsească și a găsit o soluție care să ne restaureze pe noi, oamenii muritori care am păcătuit în fața lui Dumnezeu. Planul de mântuire a lui Dumnezeu a fost să restaureze oamenii, dezastru provocat de păcat și prin păcat, în special în cele trei instanțe de răzvrătire. Prima, repet, diavolul și îngerii lui, doi, firea pământească, adică instinctele cărnii, și trei, lumea, cu cele două înțelesuri ale ei, sistemul ideologic, filozofia, ideile, mentalitatea și oamenii care trăiesc neconvertiți în lume, refuzând să se închine lui Dumnezeu, să vină la biserică și să-L servească pe Dumnezeu cu viața lor. Așa că în momentele următoare o să încerc să explic puțin cu privire la cele trei instanțe, diavolul și îngerii lui, firea pământească și lumea. Diavolul și îngerii lui sunt condamnați la moarte veșnică. Mântuirea nu este pentru ei. Cei mai mulți teologi acceptă că diavolul s-ar fi putut pocăi până la cruce, dar după cruce este imposibil să se pocăiască și dacă se pocăiește să-i mai fie acceptată pocăința. Priviți, vă rog, că în aceste trei instanțe în care sunt implicați îngeri și oameni, Dumnezeu se comportă selectiv. Și pe prima categorie Dumnezeu nu o iartă, pe diavol și pe îngerii care au căzut Dumnezeu nu le oferă restaurare și mântuire. Am să citesc câteva cuvinte. Încep cu Apocalipsa, capitolul 12, versetul 7. În cer s-a făcut război, Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat cu ei. Și continui versetul 9. Balaurul cel mare și alpere cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, observați cine manipulează lumea, observați cine înșală lumea, observați cine conduce lumea, observați de ce e lumea rea, pentru că este instrumentul diavolului. De aceea Dumnezeu spune, cine iubește lumea e dușmanul lui Dumnezeu, că cine iubește lumea, îl iubește pe diavolul. Revin, Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Până când această pedeapsă va fi aplicată, oamenii lui Dumnezeu trebuie să se împotrivească diavolului tari în credință. Când diavolul te va ispiti, trebuie să te împotrivești lui tari, tare în credință. Imaginează-ți că cineva vrea să te împingă și atunci sigur că te opui. Cum te opui? Împingându-l și tu pe el. E, exact asta spune Biblia. Nu-l lăsa pe diavolul să te împingă. Tare în credință, opune-te,
luptă-te cu el și el va fugi de la voi. Așa promite Scriptura. Mutându-ne la firea pământească, observăm că soluția lui Dumnezeu pentru firea pământească este diferită de soluția lui Dumnezeu pentru diavolul și îngerii lui. Firea pământească trebuie răstignită, înfometată și izolată. Puteți înțelege? Firea pământească trebuie răstignită, adică imobilizează-o undeva. Prinde-o undeva în cuie, în pionieze, dacă vă mai aduceți aminte de cuvântul pionieze. Și Biblia, referindu-se la Domnul Iisus, face această paralelă și spune: pironiți, răstigniți firea pământească. Dar mai spune și înfometați-o, nu-i mai da să mănânce ca să moară de foame, să n-aibă vlagă. Sau izolați-o, puneți-o într-o altă cameră ca să nu mai ajungă la voi, să nu vă mai influențeze. O să citesc Galateni capitolul 5, versetul 24. Îmbrăcați-vă în Domnul Iisus și nu purtați de grijă firii pământești. Nu mai întrebați cum se simte, mai lăsați-o în pace. Nu vă mai fie milă de ea dându-i filmulețe prostioare, glumișoare, districțioare și tot felul de lucrurile astea, pentru că se hrănește cu așa ceva. Nu-i mai purtați de grijă, abandonați-o, uitați-o, neglijați-o, eliminați-o. Bateți-o într-un cui în perete, cât mai adânc, ca să nu se mai smulgă de acolo. Asta trebuie să faci cu firea. Cu diavolul împotrivește-te tare în credință, Dumnezeu nu-i mai dă restaurarea. Cu firea pământească, care de fapt e trupul nostru, în care lucrează toți senzorii, full option, toți senzorii, toate instinctele primare care ne îndeamnă să facem prostii. Asta ne cere alcool, asta ne cere droguri, asta ne cere o viață sexuală în afara familiei, asta ne cere mândrie, asta ne cere superioritate, asta ne cere luptă, asta ne cere violență, asta ne cere toate prostiile care ne fac dușmanii lui Dumnezeu. Asta. Un om care nu mai trăiește în carne nu va mai fi ispitit. Și a treia instanță este lumea. Așa cum spuneam, sistemul ideologic babelic va fi distrus de Dumnezeu prin foc. Observați că acestui sistem nu îi se dă posibilitatea de pocăință, pentru că de fapt e o idee, e o mentalitate. O mentalitate împotriva lui Dumnezeu, în care Dumnezeu este eliminat, negat și blasfemiat. O să citesc din Ioan 15:19. Dacă ați fi din lume, bine că nu sunteți, dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce e al ei, adică pe voi. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales, v-am smuls, v-am luat din mijlocul lumii, de aceea lumea vă urăște. Când lumea vă va urâ, sunteți în cea mai bună situație. Par paranoic, nu? N-are importanță cum par, important este cum sunt. Când lumea o să vă urască, e cea mai evidentă dovadă că o deranjați, că faceți opoziție ei și că vă situați într-o poziție de adversitate față de ea. De fapt, să folosesc un cuvânt mai înțelept, într-o poziție opusă ei. Când lumea o să vă pupe toată ziua și o să vă iubească, înseamnă că sunteți de-ai lor. Puteți să acceptați ce spun? Ei bine, privind la toate lucrurile acestea, aș vrea să ne gândim în următorul fel. Hristos nu degeaba spune să nu iubim lumea. El ne explică faptul că noi nu avem nimic în comun cu lumea. Absolut nimic în comun cu lumea. Ce am putea noi să avem în comun cu o lume care ne-a răstignit Mântuitorul, care îl blesteamă pe Dumnezeu și care pur și simplu trăiește împotriva lui Dumnezeu? Ce business am putea să avem cu lumea la nivel sufletesc? Nu la nivel de business, ci pur și simplu la nivel sufletesc, la nivel personal. E adevărat că omul care ne servește de la magazin s-ar putea să fie un om nemântuit, dar asta nu ne pune pe noi într-o relație de suflet cu el. Dar atunci când ne facem prieteni de suflet și când aceștia ne iau cu ei, nemai venind la biserică, nemai rugându-ne, nemai citim Biblia, ne învață glumele lor, râdem la glumele lor, ne învață prostiile lor. Ascultați-mă, fraților, ne-am cumpărat bilet pentru Babel și iubim lumea nemai având, nemai găsind în noi resurse să ne înfrânăm de la atracția ei. Nu există cale de mijloc.
Cu Dumnezeu opus lumii sau cu lumea opus lui Dumnezeu? Putem fi botezați, putem fi membri într-o biserică, pentru că stilul de viață hotărăște cine suntem, nu botezul în apă, pentru că foarte mulți oameni în lumea asta s-au botezat în apă și s-au botezat degeaba. Ba, dimpotrivă, s-au botezat spre osânda lor. Ei bine, aș vrea să continui un pic și să citesc un alt verset. Dacă vă urăște lumea, să știți că pe Mântuitorul l-a urât mai întâi. De ce l-a urât pe Mântuitorul? Pentru că Mântuitorul n-a fost din lume. Și pentru că lumea urăște ce nu e al ei și iubește ce e al ei. Ori de câte ori te va iubi lumea, ești al ei. Nu mă refer că te iubește un tată care e încă neconvertit și face parte din lume. Că el nu te iubește ca lume, el te iubește ca tată. Dar pe Hristos lumea l-a urât și pe orice copil al lui Dumnezeu lumea îl va urâ. Pe Hristos lumea nu l-a iubit și nici pe noi nu ne poate iubi. Dacă ne iubește, îi bai. Apoi, am să citesc din 1 Ioan 2, capitolul 2, versetele 15 și 17. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă cineva totuși face asta, dragostea lui Dumnezeu nu e în el. Asta înseamnă că trebuie să ne separăm și să ne izolăm de spiritul lumii. Repet, nu vorbesc acum de oamenii din lume, ci de ideologie, de filozofie, de mentalitate, de gusturi, de priorități, de convingeri, de apucături. Căci tot ce e în lume, dar tot, nimic nu-i bun în lume. Poate fi frumos, poate fi atractiv, poate fi gustos, poate fi colorat, dar nu bun. Tot ce e în lume, pofta firii pământești. Iată, dar că ne întoarcem la cea din la numărul 2, pofta. Pofta care este temperamentul sau carnea. Pofta ochilor, lăudăroșia vieții. M-ați auzit, frați și surori? Înțelegeți ce înseamnă în limba română laudă? Înțelegeți ce înseamnă etalare în limba română? Etalare, etalare la ce ai, nu la ce nu ai. Lăudăroșia vieții. Lăudăroșie la ce? La orice. Dumnezeu nu ne-a dat lucruri ca să ne dăm mari cu ele și nici să ni se pare că suntem superiori altora. Această superioritate a noastră care vine din posesiuni, din achiziții, din putere, din frumusețe, din inteligență, din poziții, din bani, din resurse care sunt peste medie, ar trebui să ne facă smeriți că Dumnezeu a avut milă de noi, nu aroganți, că nu din puterea noastră vine asta, ci din mila Domnului. Și dacă nu considerăm că El ni le-a dat și El este lăudat și cinstit, atunci vom lua asupra noastră meritele și ne vom împăuna cât putem de împăuna. Și Scriptura vorbește că asta este o apucătură care vine din firea pământească și este un obicei pe care l-are lumea, nu copiii lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu aleg simplitatea, aleg modestia. Copiii lui Dumnezeu aleg smerenia. Copiii lui Dumnezeu nu încearcă să se afișeze tocmai pentru a nu lua slavă pentru meritele lor, pentru calitățile lor, pentru munca lor. Ce ar fi acum să vă spun că am fost nu știu unde, frați și surori, și n-am dormit, atât m-am ostenit, atât m-am cheltuit. Știți ce greu mi-a fost? Dimineața am venit la 6 și am venit la biserică. Vă rog frumos să considerați efortul meu. Ce ar însemna circul ăsta? Eu fac lucrurile astea ca să știți dumneavoastră că mi-e greu și eu fac efort? Nu mă interesează dacă dumneavoastră știți sau nu. Nu-i treaba dumneavoastră să știți asta, ea. Dacă-i treaba dumneavoastră, veți afla cândva. Dacă nu acum, acolo. Că se va spune după casă, nu din casă, de pe acoperiș, se va sufla într-o trompetă ca să audă toți. Așa spune Evanghelia. O să mai citesc încă un verset din 2 Petru 3, 6-7. Lumea de atunci a pierit prin ele, necată de apă, iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru ziua focului de judecată și de pieirea oamenilor nemântuiți, nelegiuiți. Fraților, ați observat cum se va încheia istoria lumii? Lumea nu va fi mântuită la nivel de sistem. Oameni din lume se pot pocăi cum ne-am pocăit noi. Orice om din lume se poate pocăi, pentru că este oferită pocăința tuturor. Tocmai de aceea Biblia trebuie să evangelizeze. Pentru că Dumnezeu vrea ca lumea să se mântuiască. O să citesc încă un verset. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea. La cine se referă acum aici? La sistem sau la oameni? La oameni. Sistemul este judecat. E o lege greșită. Legea astăzi
legiferează destrăbălarea, ofensându-L pe Dumnezeu. Dimpotrivă, copiii noștri sunt expuși la educație sexuală la o vârstă la care nu au capacitatea să gestioneze informațiile acestea. Sistemul lor hormonal, care se va dezvolta după 12 ani la fete, 14 ani la băieți, plus minus, încă nu este activat la 5 ani. De ce le dai niște informații când partea din trupul lor încă nu este pus an, ci este butonul închis? De ce le spui prostiile astea? Să-i stresezi? Să-i nebunești? Ba, nu, ci să le speli mintea și să fii sigur că le spui niște prostii atunci când nu sunt în stare să le evalueze, pentru ca să creadă în ele și nimeni să nu-i mai poată schimba niciodată. Cum își permite lumea să ne nenorocească nouă copiii? Nu lumea a făcut copii, noi am făcut. Soțiile noastre i-a purtat în pântece, nu lumea, că ce e aia lume? O adunătură de oameni? Sau un sistem, o idee, naște ideea, naște ideologia, naște un partid? Nu! Eu voi ruga pe Tatăl și îl va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul Adevărului, pe care lumea nu-l poate primi. Ați auzit? Lumea nu-l poate primi. Știți de ce? O să citesc din Biblie de ce. Pentru că nu-l vede și pentru că nu-l cunoaște. Și acum am ajuns la subiectul predicii. De ce trebuie să evangelizăm lumea? Vă întreb, ce ar trebui să facă oamenii să-l cunoască pe Dumnezeu? Cine îmi răspunde dintre pastori? Poftim? Ce ar trebui să facă lumea ca să-l cunoască pe Dumnezeu? Ar trebui un pocăit să vină și să-i predice despre Dumnezeu, adică să-i spună. Când mătușa mea mi-a spus mie despre Domnul Iisus, am devenit curios cu privire la acest element nou. Și pur și simplu, din curiozitate, așa cum am făcut pe toate în viață, am încercat să văd ce-i cu Iisus. Ce-i cu biserica, ce-i cu Biblia, ce-i cu pocăința, ce-i cu iadul, ce-i cu raiul. Cineva a venit și mi-a spus, dacă n-ar fi venit, cum aș fi auzit? N-aș fi auzit. Dacă femeia aceasta nu venea. Astăzi eram la Bălănoaia, un sat de lângă Giurgiu, probabil că eram acum într-o cârciumă și beam alcool, nu știu cum eram, dar dacă n-aș fi auzit Evanghelia, n-aș fi avut cum să devin mântuit. De ce biserica trebuie să facă evangelizare? Pentru că biserica trebuie să ajungă la omul ăla și să-i spună, iar spunându-i, omul va auzi despre oportunitatea mântuirii și va încerca, va proba, va testa oportunitatea mântuirii. Ce șanse are un om? Mi s-a cam expirat timpul, așa că mă opresc aici și înainte să mă opresc de tot, o să revin la textul pe care l-a citit din Biblie. Puteți să puneți pe ecran textul pe care l-am citit, dar versetul 14, Roman 10, 14? Uitați-vă câte întrebări pune Pavel. Citiți-o pe prima. Cum vor chema pe Dumnezeu, la el se referă cuvântul acela, în care n-au crezut? Cum îl vor chema oamenii pe Dumnezeu dacă n-au crezut în el? Nu-l vor chema. Și ce se va întâmpla cu ei? Vor merge în iad. Vor merge în iad. A doua întrebare. Cum vor crede dacă n-au auzit? De la cine trebuie să audă? De la mine și de la dumneata? Ai știut până acum că ești dator cu o explicație la oamenii din lume? Te-ai simțit vreodată responsabil că cu orice om din lume cu care te întâlnești trebuie să îi spui să audă, că dacă aude poate crede? Te-ai simțit vreodată dator cu această transmitere a mesajului? Uitați-vă la următoarea întrebare. Cum vor auzi dacă nu există propovăduitor? Te-ai gândit vreodată că ești un propovăduitor? De ce îți permiți să fii un nepropovăduitor? Nu ești al lui Iisus? Ba da. Nu ești din împărăție? Ba da. Nu-ți pasă de împărăția lui Dumnezeu? Ba da. Nu-ți pasă de un om care va merge în iad? Ba da. Și atunci e cu dumneata. Păi te comporți ciudat. Te comporți pe dos. Cum știi toate lucrurile astea și te comporți ca și cum nu știi? Ești mort de foame, ți s-a adus mâncarea și nu mănânci. Hei, ce se întâmplă cu dumneata? Uitați-vă la întrebările pe care le-a pus Pavel. Cum vor auzi oamenii dacă cineva nu predică? Cine le va predica dacă nu-s predicatori? Și mai e o întrebare, versetul 15. Cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși?
Frații mei, știți cine ne-a trimis pe noi? Iisus Hristos. Și știți cine ne trimite la fiecare predică? Pastorii biserici. Cine aștepta să vă trimită? Cine așteptați să vă trimită? V-ați gândit vreodată că oamenii aceia la care ar fi trebuit să le spunem și nu le-am spus vor merge în iad? V-ați gândit vreodată că cineva ne va întreba într-o zi de ce nu ne-am făcut datoria și cineva a murit pentru că noi nu ne-am făcut datoria? Recunoașteți că este o vină prin omitere? Recunoașteți că este o vină prin omitere? Am venit într-o zi de pe o stradă secundară, era un șir de mașini perpendicular pe o stradă principală și pentru că știți cum nu blocați intersecția, am avut loc să trec. În fața, mașina prin fața căreia am trecut, avea un bărbat la volan. Când m-a văzut că vreau să trec, și-a dat seama că din sens invers poate veni o mașină pe care eu nu o văd. Și atunci s-a uitat și mi-a spus, stai. Mi-a făcut semn. Și mi-am dat seama că din dreapta vine o mașină. Nici nu mi-am dat bine seama că cu o mare viteză a trecut o mașină. Dacă aș fi băgat botul mașinii mele suficient de mult ca să mă uit, ăla ar fi intrat în partea din fața mașinii mele. Omul acela m-a ajutat ca să nu mor. Putea să nu mă ajute, nu era obligat. Noi suntem obligați să mergem cu Evanghelia. E datoria noastră să mergem și să le spunem, hei, poți să vii, du-te la Dumnezeu. Cum vor auzi oamenii dacă noi nu ne facem datoria? Nu vor auzi. Și vor merge în iad. Și pe noi ne va întreba Dumnezeu unde am fost, ce am făcut și cu ce ne-am ocupat. De ce trebuie biserica să facă evangelizare? Pentru că numai biserica poate să facă evangelizare. De ce trebuie biserica să facă evangelizare? Pentru că numai biserica știe să facă evangelizare. De ce biserica trebuie să facă evangelizare? Pentru că numai biserica are competența să facă evangelizare. De ce biserica trebuie să facă evangelizare? Pentru că numai biserica a fost trimisă să facă evangelizare. Pentru că Duhul Sfânt numai bisericii a fost dat. Duceți-vă până la marginile pământului, începând din Ierusalim, Iudeea, Samaria. Nu vă opriți, duceți-vă până când se termină. Numai biserica are trimiterea asta. Numai biserica are mandatul acesta. Numai biserica este împuternicită pentru acțiunea asta. Numai biserica are resurse pentru așa ceva. Ce se întâmplă cu o biserică care nu-și mai împlinește misiunea? Foarte probabil că nu mai e biserică. Ce se întâmplă cu o soție când încetează să mai fie soție? Când își înșeală soțul? Când nu mai face mâncare? Când pleacă de acasă și nu se mai întoarce cu nopțile? Când nu-și mai îngrijește copiii? Cât de soție mai este o astfel de soție? Cât de mult o mai respectă vecinii și rudele? Nu mai respectă. O numesc o femeie rea. Oamenii lui Dumnezeu, nu ne interesează ce fac alții. Nu ne interesează ce face nicio biserică din oraș, din America sau din lume. Pentru că nu putem controla nicio biserică. Ne interesează ce facem noi. Nu ne interesează ce fac alții, ne interesează ce facem noi ca și biserică, comunitate și ne interesează ce facem noi ca familie și ca ființe umane. Mâine vei merge singur la lucru. Eu nu o să fiu cu dumneata și dumneata nu o să fii cu mine. O să te întâlnești cu o grămadă de oameni nemântuiți. Simte-te vinovat dacă nu-i spui, mă, omule, mori. Dacă râde de dumneata, bucură-te, pentru că ți-ai făcut datoria. Bucură-te. Nu umbla după aprecierile oamenilor, umblă după adevărul pe care trebuie să-l împrăștii. Împlinește-ți datoria, fă-ți treaba, fă-ți geabul. Ține minte, răsplata nu se primește că ești mântuit, că mântuirea e un dar. După ce ți l-a dat, să te mai și răsplătească că l-ai primit? Dacă eu te scop pe dumneata din apă că ești gata să te neci, cine merită răsplătit? Dumneata, că ai fost salvat, sau eu, că te-am salvat? Oamenii mântuiți nu primesc răsplată că-s mântuiți. Fraților, că mântuirea e în dar, nu-i meritul lor. Oamenii mântuiți primesc răsplată pentru lucrare, pentru misiune, pentru slujire, pentru osteneală. Spune Pavel în Coloseni, osteneala dragostei. Din dragoste faci ce faci, nu obligat. De ce trebuie să facem evangelizare? Pentru că ne-a trimis Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.